aici în spatele meu cu colegii de la AUR și am o întrebare pentru ei. Cine suntem noi? AUR! Încă o dată nu s-audă. AUR! După cum vedeți, suntem de departe cea mai tare, puternică și bine calificată forță pentru a reprezenta România așa cum se cuvine, în primul rând în Parlamentul European, și din punctul acesta de vedere este onoare pentru mine să deschid lista Alianței AUR pentru alegerile europarlamentare. I-am împreună cu ceilalți colegi candidați la alegerile europarlamentare promisiunea pe care o facem românilor și pe această cale și în toate întâlnirile pe care le-am făcut cu ei, este că fiecare vot pe care îl vor da pentru Alianța AUR alegerile europarlamentare va fi un vot pentru a avea încă o voce în Parlamentul European care să lupte pentru drepturile și libertățile tuturor românilor, pentru interesul României și pentru suveranitate națională. După cum vedeți, însă nu sunt singur aici. Dacă în cazul meu deschid lista Alianței AUR, am în dreapta mea candidatul la Consiliul Județean, iar în stânga mea candidatul la Primăria Municipiului Zalău, cărora o să le dau cuvântul. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care participați la Marșul AUR din Zalău. Sunt Ambroziu Felician Perneș, candidatul pentru funcția de președinte Consiliul Județean Sălaj. A venit vremea ca după 34 de ani să schimbăm, să aducem ceva bine pentru Sălaj și pentru România. Votați AUR, votați împotriva corupției, votați împotriva nepotismului. Votați AUR pe 9 iunie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mă bucur și eu că sunt alături de domnul Cristian Terheș, care este un reprezentant al Sălajului și un om care ne-a făcut onoare și cinste atât în nouă ca și județ, cât și întregii țări. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți în această dupămasă, în locul acesta, pentru a spune cu toții că ne dorim o îmbunătățire a vieții în România și nu doar în România, ci în întreaga Europa. După cum știm cu toții, războiul este la granițele țării noastre, iar noi ne dorim pace. Aș vrea să vă mai spun că așa cum nașterea așa are vremea ei, cu moartea așa are vremea ei și iubirea așa are vremea ei și schimbarea așa are vremea ei, și cred că schimbarea este în fiecare dintre dumneavoastră, și mă bucur că astăzi alături de noi sunt o mulțime de oameni care au în inima lor dorința de a schimba și de a face bine lor, familiilor lor, copiilor noștri, și de ce nu să putem în viitorul apropiat să trăim în liniște și pace în țara noastră. Dumnezeu să ne ajute pe toți! Doamne. Mulțumesc! Pe data de 9 iunie, alegerea e foarte simplă. Libertate sau tiranie? Suveranitate sau vasalitate? Întrebarea este adresată nu doar fiecare dintre dumneavoastră care ne urmăresc în acest moment, dar și către fiecare român. Ce fel de Românie dorim să mai avem în Uniunea Europeană? Una care e plecată, care stă în genunchi, care e abuzată, care e disprețuită, care e nedreptățită? Sau o Românie care este respectată, a cărei drepturi sunt respectate în fond și la urma urmei, și o Românie care stă demn, dreaptă, în picioare, în fața partenerilor europeni? Sunt aici ca un garant că în următorii 5 ani din Parlamentul European, atât eu cât și ceilalți colegi din Alianța AUR, care cu ajutorul dumneavoastră sperăm să fim cât de mulți care vom intra în Parlamentul European, vom continua exact pe aceeași linie pe care am învățat-o și de la înaintașii noștri, mari oameni politici chiar de aici, din Sălaj. România e pe primul loc și totul pentru România. Mulțumesc, Dumnezeu să ne ajute și victorie pe 9 iunie! Cine suntem noi? AUR! Cine suntem noi? AUR! Forță!